Proclamarea Domnului Iisus Hristos în legătură cu lucrarea sa reprezintă momentul cel mai frumos în care Domnul Iisus Hristos încearcă să se identifice pe sine și să se explice pe sine în raport cu legea sa. Poate că nu ne-am gândit la aspectul ăsta. De ce Domnul Iisus Hristos să se identifice pe sine în raport cu legea? Nu putea să se identifice doar în raport cu crucea. Eu sunt acela care m-am jertfit pentru voi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să vină la pocăință. Toți care cred în el. Sigur, Domnul Iisus Hristos se poate identifica prin cruce. Dar în momentul acesta, Domnul Iisus Hristos vrea să se identifice prin lege. Și așa cum spuneam în întâlnirea noastră anterioară, Domnul spune, să nu credeți că am venit să stric. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Și tot cum spuneam de dimineață, uneori unii citesc, păi dacă s-a împlinit, înseamnă că e anulat, e gata. Dacă s-a împlinit. Tot în întâlnirea noastră anterioară am vorbit despre faptul că împlinirea înseamnă de fapt altceva. Aș încerca, la început doar, să aduc în discuție un alt text, destul de controversat și acesta. Auziți? Voi citi textul după care o să vă spun de unde este, probabil că dumneavoastră îl recunoașteți. Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat. Nimeni să nu vă judece. Și oamenii zic, sabatul s-a gătat. S-a împlinit. Iisus Hristos este sabatul nostru și în el le avem pe toate. Nu mai avem nevoie de el. E foarte frumos și foarte bine dacă am înțelege să citim Sfânta Scriptură în contextul ei, nu în contextul gândirii noastre. Tare bine. Nu știu dacă se poate, aș fi vrut să citim puțin mai de sus și zice așa, tot în Coloseni, capitolul 2. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră. Nu era potrivnic, l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Păi eu știam că legea e bună. Nu? Aici zice zapisul cu porunci care stătea împotriva noastră. Nu era potrivnic. Poate să fie ceva potrivnic bun? Da sau nu? Nu. Și atunci, cum poate să fie legea și potrivnică și bună? Și vă rog frumos să vă uitați jos la trimitere. Trimiterea n-am făcut-o eu. Dar cel ce s-a uitat la contextul subiectelor a scris jos. Dacă vreți să înțelegeți despre ce este vorba, atunci mergeți în Efeseni 2, 15 și 16. În Efeseni 2, 15 și 16 citesc. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el un singur om, făcând astfel pace, împăcând pe cei doi cu Dumnezeu. Despre ce e vorba? Ne ajută sau ne încurcă? Era o mare vrăjmășie între iudei și neamuri. Când Pavel a început să predice Evanghelia la neamuri, iudeii au zis, a căzut Pavel. Au fost o mulțime dintre cei de la Ierusalim care au mers pe urmele lui Pavel și au început să răstoarne învățătura lui Pavel în legătură cu mântuirea prin Iisus Hristos și spunând, voi nu puteți să fiți botezați dacă nu împliniți legile noastre. Adică, ce legi? Păi, tăierea împrejur, așa cum ați zis. Da? Sărbătorile ceremoniale, așa cum se știe. Spălările noastre rituale. Și așa mai departe.
Deci dacă nu faceți lucrurile astea, nu puteți să fiți împreună cu noi. Și Apostolul Pavel spune, legea asta a pus vrăjmășie între neamuri și poporul ales și evreu. Astfel încât ei nu puteau să fie împreună. Merg mai departe, Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos a venit, a luat aceste orânduieli care se refereau la mâncăruri ceremoniale. Repet, mâncăruri ceremoniale, nu curate și necurate, ci ceremoniale. De care nu se puteau atinge decât iudeii, nu și ceilalți. Spre exemplu, la Paște, mâncarea ceremonială de acolo nu puteau să fie administrate decât iudeilor. Jertfele care se aduceau la templu nu se puteau administra decât celor de la templu, evreilor, dacă cineva se atingea de o carne predată, jertfită lui Dumnezeu, era osândit cu moartea. Și așa mai departe. După aceea avem de-a face cu sărbători ceremoniale, am vorbit deja despre ele. Paștele își află împlinirea în Iisus Hristos. Cinzecimea își are împlinirea în revărsarea Duhului Sfânt. Yom Kippur își are împlinirea în judecata lui Dumnezeu la sfârșitul veacului. Și așa mai departe. Apostolul Pavel spune, lăsați ca toate lucrurile astea să se împlinească în Iisus Hristos. Interesant. Un iudeu numea Paștele, ce cuvânt folosea? Ca să identifice sărbătoarea Paștelui. Ce cuvânt folosea? Poftiți? E adevărat Passover, dar el folosea un alt cuvânt. Folosea cuvântul de sabat. Folosea cuvântul de sabat la Paște. Ziua ispășirii. Știți ce cuvânt folosea pentru ea? Haideți să, repede, să trecem în revistă limbajul. Levitic 23. Levitic 23, versetul 32. Ziua ispășirii. Zice așa. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat. Cum o numeau ei? Sabat. O zi de odihnă. Să vă smeriți sufletele din ziua aceasta, din seara zilei a noua. Nu e vorba de sabatul zilei a șaptea, să fie foarte limpede. Din seara zilei a noua până în seara următoare. Să prăznuiți sabatul. Foarte important aici. Ce sabat? Sabatul vostru, nu sabatul Domnului. Și iată că avem aici în Leviticul 23 avem o sumedenie de sărbători rituale sau ceremoniale. Cum astăzi calendarul ortodox sau catolic este plin de sărbători de tot felul, așa la ei erau plin calendarul de sărbători ceremoniale. Uitați-vă, Paștele era sabat, ziua cinzecimii era sabat, anul nou era sabat, ziua ispășirii era sabat, corturile, sărbătoarea corturilor erau sabat. Toate acestea erau sabate care și-au găsit împlinirea în fiind ceremoniale. În Domnul Iisus Hristos, sigur că da. Și aici spune, aveți grijă, nu, dar nu, nimeni să nu vă judece în legătură cu o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Versetul 17 este foarte important. Ele definesc funcția acestor sabate. Rețineți, sabatul de la creațiune, sabatul zilei a șaptea, n-a fost niciodată umbră. N-a avut niciodată o semnificație secundară în el. El pur și simplu a vorbit despre odihna lui Dumnezeu și atât. Celelalte sărbători, în schimb, erau sărbători care țineau de ciclul liturgic, care vorbea despre mântuire și despre revenirea lui Iisus Hristos și care s-au împlinit toate în momentul în care Iisus Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Frumos, spune Pavel. Paștele s-a împlinit în Paștele Iisus. Cinzecimea s-a împlinit în coborârea Duhului Sfânt și așa mai departe. Nu vorbim aici de ceea ce Dumnezeu a lăsat la început ca să fie sărbătoarea odihnei Lui. Și vom vorbi despre lucrul acesta. Înainte însă de a trece la o analiză frumoasă pe care o avem, vă invit să citim împreună
un poem al sabatului din Isaia 58. Poemul sabatului. După ce Isaia vorbește despre adevăratul post și vorbește despre spiritualizarea postului, zice: voi postiți să vă ciorovăiți și să vă certați. Auziți? Să vă bateți răutăcios cu pumnul, să postiți, dar nu cum cere ziua aceea, ca să vi se audă glasul sus. Oare ăsta este postul plăcut mie? Cumva, în felul acesta poate să fie degenerat și sabatul, că de-aia imediat mai târziu vom întâlni ideea de sabat. După post apare ideea de sabat. Pentru că se poate întâmpla același lucru cu sabatul. Versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Când le-ai dezlegat ultima dată? Când le-ai dezlegat ultima dată? Legăturile robiei. Când le-ai dezlegat ultima dată? Dă drumul celor asupriți. Rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămând. Adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Wow! Versetul 8. Atunci lumina ta va răsări cum? Ca zorile. Vindecarea ta va încolzi repede. Fraților, zice cuvântul lui Dumnezeu, îți va merge bine din punct de vedere al trupului și al sufletului. Te vei vindeca de bolile tale. Te vei vindeca. Slava Domnului te va însoți. Neprihănirea ta va merge înaintea ta. Când vei face lucrurile acestea, postul nu ar trebui să fie un act care să n-aibă repercursiuni la nivelul aproapelui tău. Postul trebuie să se vadă în relația ta cu aproapele tău. Acolo se vede postul, nu în altă parte. Când ai postit, a simțit aproapele tău? Creștinii când posteau, duceau hrana lor pentru ziua de post, o duceau la pușcării. Duceau, dacă eu tot n-am mâncat în ziua de azi, ok, să mănânce fratele meu. Și își hrăneau frații în felul acesta. Postul nu este ca să fac economie, să-mi fac casă mai mare. Textul continuă mai departe. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile dinainte, vei ridica din nou temelile străbune, vei fi numit dregător de spărturi. Și când vorbește aici de dregător de spărturi, va drege lucrurile stricate. Vă rog să faceți legătura cu Matei 5 cu 17, în care Domnul spune: eu n-am venit să stric, am venit să împlinesc, să dreg, să repar. Cum, Doamne? Da. Și după ce spune lucrul acesta, ca introducere, urmează poemul sabatic. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Adică cum, frate, să nu-mi fac gusturile mele, să fie chiar așa de rău? Chiar așa de rău, adică să nu mai fac niciun gust? Ce zi e aia? Întreabă câteodată copiii așa. N-am voie aia, dar mie nu-mi place. Eu când... Păi e mai frumoasă duminica sau luna decât sabatul. Zic asta copiii. Câteodată. Zicem și noi câteodată? Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă n-am fi frâns de oboseală din timpul săptămânii, în așa fel încât să dormim buștean sâmbăta, ce alte lucruri frumoase și plăcute am mai face? Evident, masa de la prânz, care e atât de îmbelșugată încât ca să o mâncăm, tot ne obosim stomacul și tot acolo ajungem de cimpat. Că chiar dacă nu ești obosit, te obosește mâncarea. Dar în afară de astea două, ce alte lucruri frumoase se mai întâmplă în sabatul tău? În sabatul meu? Îmi puteți spune? Uite, lucrul ăsta frumos s-a întâmplat astăzi. Venim la biserică, sigur. Mulțumesc. Altceva?
Vreau să vă spun, din nefericire, exact așa făceau iudei. Nici ei nu știu să rămai mult. Nici ei. Oare noi ar trebui să știm mai mult? Și, dar e frumos. După ce spune să nu-ți faci gusturile tale, textul continuă și spune, dacă sabatul va fi desfătarea ta. Păi cum poate să fie sabatul desfătare dacă nu fac gusturile mele? Explicați-mi. Dacă nu fac gusturile mele, cum poate să fie sabatul desfătare? Dați-mi o soluție. Trebuie neapărat să mergi după gusturile altuia. Trebuie neapărat să mergi după gusturile lui Dumnezeu. Sabatul verifică. Sabatul este un fel de turnesol pentru a vedea dacă gusturile lui Dumnezeu coincid cu gusturile noastre. Pentru că Dumnezeu se bucură în sabat. Important e dacă și eu am gusturile lui Dumnezeu în așa fel încât sabatul să fie desfătare cu ce? Nu-i desfătarea de mâncare, desfătarea de dormite, desfătarea de a umbla cu Dumnezeu, de a asculta ce vrea El de la mine, de a umbla sub călăuzirea Duhului Sfânt, de a face lucrarea pe care Duhul Sfânt o cere de la noi. Adică, dacă în timpul săptămânii și așa alerg dintr-o parte într-alta, oare în sabat n-aș putea să pun un timp să fac lucrările lui Dumnezeu? Care sunt lucrările lui Dumnezeu? Mă întorc la text. Întrebările rămân, poate în minte, poate că vom și răspunde la ele. Haideți să continuăm. Să nu-ți faci gusturile tale, dacă sabatul va fi desfătarea ta, să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelegicindu-te cu treburile tale, nedătându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Deci, încă o dată, sabatul în sabat nu e vorba de mine, e vorba de cine? De Dumnezeu. Și atât. Și atât. Din ce în ce mai mult, lumea noastră face din sabat sabate umane. Pentru om. Pentru pământ. Pentru natură. Pentru orice. Dar mai deloc nu aud că sabatul ar fi trebuit să fie făcut pentru Dumnezeu. Astfel încât Scriptura și ascultarea de El să însemne slăvindu-L, cinstindu-L, să te simți bine cu un Dumnezeu pe care îl cunoști. Vă provoc cu această înțelegere altfel a sabatului. După ce am stabilit că Domnul Iisus Hristos a împlinit în viața Lui ceremoniile Vechiului Testament care țineau de planul de mântuire, sabatul rămâne ca o funcție a desfătării noastre în Dumnezeu, în Iisus Hristos și un model al întâlnirii noastre cu El. Cum te întâlnești acum cu Domnul în sabat, așa te vei întâlni cu El când va veni a doua oară. Deci dacă lucrul ăsta se întâmplă aici și te întâlnești cu El, experimentezi ce înseamnă să fii cu El. Dacă nu reușești să te întâlnești cu El și ești tot cu tine și ești tot cu problemele tale, este o problemă legată de revenire, legată de viața veșnică, legată de mântuire. Mă întorc și vom mai reveni puțin la gândul ăsta. Sabatul rămâne ca semn al acestei odihne. Sabatul rămâne ca semn al acestei legături. Mi se spune, însă, ok, dar Domnul Iisus Hristos n-a vorbit deloc de sabat în Noul Testament, așa e? A vorbit de celelalte porunci. A vorbit cu unii, cu alții și au discutat despre cele 10 porunci. Dar nu găsesc niciodată amintit sabatul, așa mi se spune. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre să nu prea curvești, a vorbit despre să nu minți, a vorbit despre celelalte porunci, dar sabatul nu i-a amintit. Ce ziceți? Fraților, dați-mi voie câteva minute să ne ocupăm de lucrul ăsta.
Domnul Iisus Hristos n-a ținut lecturi în legătură cu sabatul, dar a provocat cele mai mari dezbateri în legătură cu sabatul. N-a existat dezbateri mai puternice în activitatea Domnului Iisus Hristos decât legate de sabat. Și le vom vedea imediat. Domnul Iisus Hristos este acela care știa că poporul evreu rezolvase problema ținerii sabatului cu mult timp înainte. Nu rezolvase problema adulterului, nu rezolvase problema minciunii, nu rezolvase de celelalte lucruri, dar problema sabatului era rezolvată la nivel național. Erau legi în care dacă te prindea că în sabat făceai cea mai mică lucrare sau nu respectai sabatul, erai omorât cu pietre. S-a întâmplat lucrul acesta în timpul Macabeilor. Răscoala sau revolta Macabeilor, din punct de vedere doctrinal, a avut ca urmare hotărârea poporului evreu de a face orice, dar să nu desacralizeze sabatul. Din punctul ăsta de vedere, evreii erau la înălțime. Nu puteai să-l mai înveți pe un evreu să nu strângă lemne în sabat, pentru că oricum nu o făcea. Nu puteai să-l înveți pe un evreu să nu aprindă focul în sabat, pentru că oricum nu o făcea. Ca și astăzi, un evreu nu apasă pe butonul de la lift, că face o lucrare. Da? Și atunci au inventat lifturile care se opresc la fiecare etaj, măcar sâmbăta. Da? Deci lucrurile astea erau rezolvate, dar această rezolvare nu însemna nimic, având în vedere poemul sabatului din Isaia 58, desfătarea în Domn. Faptul că nu apeși pe un buton, nu înseamnă că te desfătezi în Domn. Faptul că n-a prins focul, nu înseamnă că ai o mare bucurie în legătură cu Dumnezeu. Și marea problemă care o face Domnul Iisus Hristos nu este să le reamintească să țină sabatul, ci marea problemă care o face Domnul Iisus Hristos în legătură cu ei este cum și de ce ei au sabat. Și aici e marea și permanenta dispută. O să rog pe cei de la media să mă ajute cu câteva slide-uri. Vă rog să-l observați împreună cu mine. Le-am pus cumva în ordine pentru ca să le înțelegem. Ioan 5, 1 la 16 este oarecum începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. Cumva după un an de zile, Domnul Iisus hotărăște să atace subiectul sabatului. Și îl atacă în așa fel încât merge la scăldătoarea Betesda, undeva în Ierusalim, alege pe omul cel mai cu vechime, acolo, 38 de ani de boală, și îl vindecă, nu lunea, îl vindecă în sabat. Pentru orice om logic, cu o gândire logică, întrebarea era, dacă tot a stat 38 de ani și a așteptat, nu putea să stea 38 de ani și o zi? Adică să nu faci lucrarea asta sâmbătă și să o faci duminica, după aceea, sau în orice altă zi. Nu putea? Mântuitorul face lucrul acesta expre pentru a declanșa dezbaterea în legătură cu sabatul. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului. Bun. De ce sporți patul? Pe lângă faptul că fusese vindecat în ziua sabatului, mai trăgea după el și o rogojină. Chestia asta nu se vedea în Israel. Nu era. El le-a spus, eu nu știu, dar cel ce m-a vindecat mi-a și poruncit. Și mi-a zis, hai, umblă în văzul lumii, ca lumea să știe că azi ai fost vindecată. Marea majoritate a celor care erau acolo au strigat, e călcare de sabat. Domnul Iisus Hristos ce a zis? El a zis, nu, așa e sabatul.
Aici nu e vorba de dacă Domnul Iisus Hristos a desfințat sabatul. Nu, de niciun fel. Aici este vorba de cum trebuie să se țină sabatul. A doua minune, Capernaum, vindecarea demonizatului, Luca 4:16, acesta este contextul. Capitolul 4 începe cu această idee. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Câte obiceiuri știți că avea Domnul Iisus Hristos? Poftiți, câte obiceiuri știți că avea? Mai știți vreunul? Poftiți? Să se roage. Mulțumesc. Puține sunt lucrurile care sunt amintite ca fiind obiceiul Domnului Iisus Hristos și aceste lucruri sunt subliniate ca fiind elementele care i-au șocat pe ucenici. I-a șocat pe ucenici cât de frecvent și cât de serios se ruga Domnul Iisus Hristos. I-a șocat pe ucenici cât de frecvent și cât de serios se ducea la templu în ziua sabatului. Dacă ar fi fost cea mai mică abatere din partea Domnului Iisus Hristos, evreii care erau pe urmele lui ar fi spus lucrul acesta și l-ar fi și demonstrat. Dar Domnul Iisus Hristos a spus limpede, eu n-am călcat niciuna din poruncile lui Dumnezeu, n-am călcat legea. Și nimeni n-a putut să-L contrazică. Mântuitorul n-a fost omorât datorită faptului că a călcat legea. Nu. El era un om neprihănit, care a ținut toată legea și care a fost omorât din alte motive. Care ar putea să fie alte motive să conducă la moarte? În sfârșit, în Luca 4:31-36, în sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat. Întotdeauna m-am întrebat, Doamne, ce caută demonul ăsta la sinagogă? Nu putea să se ducă în altă parte. Ce caută în, iertați-mă, în biserica de acolo? E posibil să vină și la biserică? Ok. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau, ce înseamnă lucrul acesta? El porucește cu stăpânire și putere duhurilor necurate și ele ies afară. Minunea aceasta este o minune care vrea să arate că una dintre funcțiile sabatului este funcția eliberării. În sabat, omul trebuie să se elibereze de puterea celui rău. În sabat, vreau să ne urmărim pe noi înșine. Și vreau să vedem împreună că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, dacă sabatul nu ne eliberează de greutăți, de poveri, de îngrijorări, de mânii, de amărăciuni, de toată lucrarea pe care o are cel rău, dacă nu ne eliberează, sabatul nu ne folosește. Demonii, cu toată lucrarea și acțiunea lor, ar trebui să fie scoși afară din domeniul sabatului tău. Două minuni săvârșite la oarecare distanță, dar având același suport. Amândouă au fost făcute în sabat. Omul cu mâna uscată, auziți, Mântuitorul vede pe omul cu mâna uscată din nou în sinagogă și îi întreabă pe cei de acolo, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Și toți cei de acolo au amuțit. Pentru că ei învățaseră că în ziua de sabat trebuie să faci nimic. Și noi la fel? Trebuie să faci nimic. Și Mântuitorul răspunde, fii atent, dacă ai o oaie și cade în groapă,
nu te duci să o scoți? Legile levitice cereau asta, să o scoți afară. Nu trebuia să o lași până seara. Din ce cauză? Poftiți? Pentru că trebuia să-ți fie milă. Mila în sabat trebuie să fie extrem de sensibilă. Trebuie să lucrăm cu milă în toate domeniile vieții noastre. Dar mai ales în timpul sabatului, mila trebuie să-și facă lucrarea în dorința de a căuta oameni care au nevoie de eliberare. Când s-a întâlnit cu bolnavul de dropică, tot într-un sabat, aceeași întrebare este îngăduită a vindeca în ziua sabatului. Oh, și Mântuitorul zice după aceea, dar dacă îți cade copilul, îl lași până seara? În groapă dacă îți cade. Îl lași până seara? De ce? Din nou de milă. Și vreau să observați cum Domnul Iisus Hristos face din sabat o zi a milei. Să ți se rupă sufletul de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să ți se rupă sufletul de oamenii care au nevoie de Dumnezeu, să ți se rupă sufletul. Asta e ideea de sabat. Între aceste două evenimente are loc și această întâmplare. Dezbatere la sânge. Le era foame. Trec printr-un lan negru. Mântuitorul s-a stăpânit, n-a avut probleme, preocupat cu alte lucruri. Ucenicii însă au început să ia din spice și să mănânce. Era șabat. Fariseii care erau acolo, ei au văzut și au întrebat, auzi, dar nu putea să stați până de seară? Nu putea să postiți și voi? Ce? Vă strică un post? Și Mântuitorul n-a zis nimic. Vreau să vă întreb, dacă noi eram acolo, ce am fi zis? Tot ceea ce urmează de aici este o problemă de autoritate. Auziți dumneavoastră, n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul? Spune Domnul Iisus Hristos. Adică junghie oi, le jupoaie, le pun pe altar, tot ceea ce era la templu. Fac focul, crapă lemne. Calcă sabatul sau nu? Și Mântuitorul spune, fiți atenți, în templu nu se calcă sabatul. În templu nu se calcă sabatul. Adică tot ceea ce ține de templu, ține și de sabat. Templul este o prelungire a sabatului. Un sabat fizic. Tot ceea ce se întâmpla acolo era pentru Dumnezeu și dacă era pentru Dumnezeu, chiar dacă tu puneai lemne pe foc și duceai dintr-o parte într-alta, ceea ce acasă la tine, dacă îl făceai, ce se întâmpla? Dacă strângeai surcele într-o zi de sabat, ce se întâmpla? L-a omorât cu pietre pe cel din vechime. Dar levitul care ducea lemne dintr-o parte într-alta să facă focul, levitul? Nu. Și Mântuitorul spune, care e problema? Muncă e și una și alta. Care e diferența? Poftiți? Motivația lucrului făcut îl transformă fundamental și Domnul zice, fiul omului este Domnul sabatului. El a dat poruncile în legătură cu sabatul. El a spus ce trebuie făcut în sabat sau nu. El a inventat sabatul. Uitați-vă la el cum trebuie ținut sabatul. Apropo, ne putem uita la Domnul Iisus Hristos. Ținem și noi sabatul cum îl ținea El? Când ați citit ultima dată din Scriptură, pentru ca văzând ce a făcut Domnul Iisus Hristos în sabat, să facem și noi la fel? Când am făcut lucrul ăsta?
Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă chiar am citit și dacă n-am pune în aplicație? Vă provoc cu asta. Orbul din naștere l-au învinuit pe Domnul Iisus Hristos împreună cu omul vindecat. Au spus despre omul acela: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Și vorbeau despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Păi bine, omule, nu puteai să mai aștepți? Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. E sfânt sau nesfânt? E Dumnezeu? Sau e un om ca oricare dintre noi? Autoritatea Domnului Iisus Hristos se îngemânează cu autoritatea sabatului. De fiecare dată când autoritatea Domnului Iisus Hristos este chestionată, de fiecare dată oamenii întrebau, dar ce e cu el? E mai mare decât Moise? Este el Fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul de fiecare dată când îi provoacă cu gândul că va trebui într-o zi să răspundă dacă El este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, sau nu. Sabatul este locul unde lucrurile astea trebuiau să se rezolve. Femeia gârbovă, mult mai târziu, din nou, în Luca 13, fățarnicilor, din nou oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul, măgarul și îl duce să-l adape? Din ce cauză nu-l ține neadăpat până seara? Nu murea măgarul. Nu. Din ce cauză nu-l ținea neadăpat până seara? Milă. Milă. Păi, milă. Și Mântuitorul spune, în ziua sabatului să-ți fie milă. Femeia aceasta era o fiică a lui Avram, pe care satana o ținea legată de 18 ani. Nu, fiți atenți cum pune problema, nu trebuia. Când trebuia să fie vindecată? În sabat. Asta e ideea. Trebuia să fie vindecată în sabat, nu marți, nu joi, în sabat. Din ce cauză trebuia să fie vindecată în sabat? Pentru că sabatul este ziua eliberării. Sabatul era ziua eliberării. Sabatul este ziua aceasta a sărbătorii cu Iisus Hristos. Sabatul este extraordinar din punct de vedere al acestei frumuseți. Sunt cel puțin 7 ocazii în care Domnul Iisus Hristos provoacă discuții extraordinar de puternice în legătură cu sabatul. Cel puțin de 2 ori a întărâtat tot sinedriul în legătură cu lucrul acesta. Odată la scăldătoarea din Betesda cu slăbănogul de 38 de ani și apoi cu orbul din naștere. Amândouă au fost probleme care au fost aduse în fața sinedriului, care era autoritatea cea mai înaltă din Ierusalim. N-a vorbit despre sabat? Sigur că vorbi. În Luca, la final, se întâmplă ceva. Domnul Iisus Hristos moare. Și când moare, Sfânta Scriptură în Luca spune, era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Deci era înainte de sabat. S-au dus și au făcut intervenții ca să dea jos trupul Domnului Iisus Hristos de pe cruce, ca să nu rămână pe cruce în ziua sabatului. Cineva poate să spună, iudeii au făcut treaba asta. Iudeii? Posibil. Dar obiceiul era ca după ce îl dai jos de pe cruce, să-l speli, să-l îmbălsămezi și să-l pui în mormânt. În zona Palestinei, temperatura este foarte mare. Este extrem de riscant să aștepți o zi, două, și să nu îmbălsămezi trupul.
Femeile au plecat de la mormânt și au lăsat trupul așa cum a fost. Din ce cauză? Spune textul acolo că legea nu fusese desființată în momentul ăla. Ați băgat de seamă, da? Așa zice. Nu, legea nu fusese desființată. Auziți? S-au întors, au pregătit mirezme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Legea nu fusese desființată atunci. Iisus Hristos nu lucrase împotriva legii. Sabatul era încă în funcțiune. Uitați-vă puțin la apostoli. Apostolul Pavel, mai târziu, este într-una dintre cetățile grecești. Și într-un sabat, iese afară din cetate și se duce undeva într-un loc pustiu ca să caute, vă amintiți? Un loc de rugăciune. Păi bine, măi, frate, pentru cine cauți loc de rugăciune? Pentru el. Sabatul era pentru el, în primul rând. Și acolo a întâlnit-o pe Lidia. Și a fost una dintre primele femei care s-a convertit la creștinism. În locul respectiv. Apoi, mai târziu, mi se spune că neamurile l-au rugat pe Pavel în mai multe sabate să le vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Neamurile erau cine? Neamurile erau idolatrii, erau cei care se închinau în ziua soarelui, de obicei păzeau ziua întâi și așa mai departe, cu toată idolatria de obște. De ce i-au cerut lui Pavel să le vorbească în sabatele următoare? Pentru că era obiceiul lui Pavel. Pentru că Pavel era acela care le vorbea în sabat. Pavel le vorbise despre lucrul acesta și i-a ținut în această idee. Nu, Sfânta Scriptură nu contenește în a vorbi despre sabat, sub nicio formă. Uneori, noi nu suntem suficient de atenți să auzim cât de tare vorbește ea despre sabat. Ultima trimitere, fără de care nu voi putea niciodată să închei această epopee a sabatului, se găsește în Evrei. Apostolul Pavel scrie în această carte lucruri extraordinar de frumoase. Evrei, capitolul 3 și capitolul 4, sunt cele două capitole ale odihnei. În capitolul 3 pornește din Vechiul Testament și zice așa: oameni buni, i-a scos Dumnezeu din Egipt, i-a scos, așa este, cu mână tare și cu braț puternic. I-a dus în pustie și le-a promis că îi va duce unde? În Canaan. Nu, Apostolul Pavel nu zice că în Canaan. Apostolul Pavel spune că îi va duce în odihna mea. În odihna mea. Canaanul e egal cu odihnă. Bun. Mai departe, tot capitolul 3 spune: dar ei au căzut în pustie. Toată generația aceea a murit în pustie. Și Apostolul Pavel întreabă: dar de ce? Nu puteți răspunde. Din ce cauză? Așa zice. Din pricina necredinței, pentru că n-au ascultat. Fiți atenți. Credința nu este singură. Este împreună cu ascultarea. Zice, n-au crezut și n-au ascultat. Și de asta n-au intrat în odihna mea. Adică n-au intrat unde? În Canaan. N-au intrat în Canaan. Încă o dată, Canaanul era odihnă. Și spune, asta s-a întâmplat în Vechiul Testament. Dar să vă spun ce este în Noul Testament, zice Pavel. Zice, în Noul Testament, Dumnezeu a luat-o de la capăt și stabilește din nou o zi. Astăzi, zice el.
Ce se întâmplă astăzi? O ia de la capăt. Adică cum? Păi să vedeți. Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Care e vestea bună? Mântuirea prin Iisus Hristos. Și noi am fost chemați la Canaan. Canaanul ceresc. Care este echivalentul Canaanului? Odihnă. Și spune, și noi am fost chemați la odihnă. Auziți? Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Versetul 3. Noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Deci, noi, spre o deosebire de ei care credem, noi intrăm în odihna lui. Wow! Deci, noi intrăm unde? În Canaan. Ei n-au intrat în Canaan, dar noi vom intra în Canaanul Ceresc, spune Apostolul Pavel, pentru că noi credem. Ei n-au crezut, au murit în pustie. Noi credem, noi vom intra acolo. Versetul 4. Căci într-un loc a vorbit Dumnezeu despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Om. Deci, fiindcă rămâne să intre unii în odihna lui Dumnezeu, El hotărăște din nou o zi, acum, azi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și spune El, pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Azi. Și ieșiți din Egipt. Și mergeți spre odihna respectivă. Pentru că veți intra. Pentru că voi credeți. Versetul 9. Crucial. Rămâne dar o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Și ceea ce s-a întâmplat la creațiune când Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale, devine ținta mântuirii noastre și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Ținta mântuirii noastre. Odihna lui. Frații mei, și acum mă întorc la noi cu o întrebare de final. În ce odihnă am fost noi azi? În odihna lui sau odihna noastră? Să avem grijă. Că noi putem sta în odihna noastră și să zicem că e odihna lui. Dar odihna lui e altfel. Zice, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile, faceți din sabat desfătarea voastră împreună cu un Dumnezeu extraordinar. Rămâne această provocare pentru poporul lui Dumnezeu ca să intrăm în odihna lui. Altfel, vom rămâne afară. A intra în odihna lui Dumnezeu înseamnă să intri în zona în care Dumnezeu trăiește, lucrează și mântuiește. Ai fost acolo? Apropo, Ioan vorbește în Apocalipsa 1 cu 10. În ziua Domnului, unde eram? Unde ai fost tu azi? Unde am fost eu azi? Despre asta e vorba. Ioan zice, eram în Duhul. Cât din lumea aceasta ajungea la Ioan? Nimic. El era în Duhul Sfânt. Era încapsulat în prezența lui Dumnezeu. Era absorbit de Dumnezeu. Asta este odihna care rămâne ca esența mântuirii. Rămâne, dar, o experiență de felul acesta ca fiind pentru poporul lui Dumnezeu. Stați în Iisus Hristos. Cufundați în Duhul Sfânt. Amin. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, suntem aproape de a încheia în momentul acesta un sabat frumos pe care ni l-ai dat, în care ai vrut să te odihnești cu noi și noi cu tine.
Ni l-ai dat ca să fie o zi a vindecării, a eliberării și a binecuvântării. De asta venim înaintea ta acum, în clipele astea binecuvântate și sfințite de tine, să te rugăm pentru cei ce au atâta nevoie de intervenția ta. Doamne, familia Crăciuneac, din Vălinii de Munte, nu îi cunoaștem, îl știm doar pe Ștefan. Te rog frumos, întindeți mâna. Întindeți mâna pentru ei. Te rog frumos să fii cu sora Elena. De atâta vreme, Doamne, boala, suferința încearcă familia dânsei. Te rog frumos, adu-ți aminte de ei și adu-ți aminte de făgăduințele tale. Te rog frumos să fii cu familia Măceanu, să-i sprijin, Doamne. Te rog să fii cu familia Săraru. Știi durerea lor. Știi suferința atât de îndelungată prin care au trecut. Mângâie-i și întărește-i. Fii, te rog, cu familia fratelui Sabă. Zorica a fost cu noi azi. Dar e greu, Doamne. Și dacă ai îngăduit lucrul acesta să se întâmple în familia lor, întărește-i să poată să ducă mai departe. Amin. Te rog să fii cu Eugen. Tânărul acesta, care nici nu s-a gândit că viața lui va putea să fie frântă în clipele astea. Că boala ar putea să vină peste el. Și acum când a fost confruntat cu toate astea, fă, Doamne, să te găsească pe tine. Amin. Să fii tu refugiul lui. Să fii tu căutarea lui. Părinte, sunt convins că mai sunt și alții. Cred că mai este un nume pe care nu-l amintesc acum. Nu mi-l amintesc, dar te rog frumos să fii cu toți aceia care au nevoie de tine. Amin. Și fă ca biserica noastră să fie o biserică rugătoare care să poarte în continuu pe cei ce au nevoie. Amin. Te rog să fii și cu fratele Cocoș. Amin. Să-l binecuvintezi. E un om extraordinar, Doamne. Binecuvintează-i devoțiunea, sensibilitatea și rămâi cu casa lui. Amin. Acum, la începutul unor noi zile de peregrinaj, du-ne, Doamne, de mână, călăuzește-ne Tu prin Domnul Iisus. Amin.